În doar câteva ore, echipajele de poliție ale biroului rutier au aplicat amenzi în valoare de peste 20.000 de lei. Săptămâna a început cu stângul pentru mai bine de 100 de șoferi. În urma acțiunilor de control desfășurate luni 22 februarie în mai multe zone din municipiul Iași, conducătorii auto au fost sancționați pe capete. Majoritatea amenzilor au fost aplicate acelor șoferi care nu au acordat prioritate pietonilor care traversează regulamentar strada. Verificările vor continua toată săptămâna.